Bună, frumoșii mei! În acest vlog vreau să vă povestesc mai pe scurt ce mi s-a întâmplat. Majoritatea știți de pe TikTok că mi-am făcut un piercing în buric împreună cu sora mea. Pentru că vine vara, costum de baie, bikini, frumos, se vede, pac. Dar ce vreau să vă spun, am avut un ghinion, ca să spun așa. Am ajuns acasă, mi l-am făcut pe la 7 seara. Am ajuns acasă, toate bune, frumoase, intru cu sora mea live și în mijlocul live-ului simt dureri și mă doare. Nu i-am dat prea mare importanță, m-am dus sus la mine în cameră, mi-am ridicat tricoul și văd că tot era vânăt pe lângă pirs, adică unde era gaura, tot era vână, tot roată. Iubitul meu a spus că trebuie să-i punem un dezinfectant, că se numește Betadine sau cristalmină? Exact, nu pot să pronunț. Ce avem în casă? Ce avem în casă? Și eu i-am spus că nu-i cazul, doar dacă se infectează. Și iubitul meu mi-a spus, tu nu vezi ce rău ți arată? Neapărat trebuie să punem. Am zis, bine, hai să-i punem. Și i-am pus și pe zi ce trece tot mai rău. Vreau să spun că în astea două zile cât am venit de acasă în Suedia, pe drum, abia puteam să conduc, îmi puneam perna aici și efectiv stăteam așa. Ca să nu stau îndoită, să-mi fie burta complet dreaptă și foarte mari dureri și nu știam ce să iau și nu știam ce să mai fac. Și vreau să vă spun că o să vă arăt cum îmi dezinfectez pirsul, cum îmi arată. Și eu m-am documentat foarte mult pe internet. Mi-am sunat și băiatul care mi-a făcut piercingul respectiv și mi-a spus ce trebuie să fac. Și dacă vi s-a întâmplat asta sau aveți de gând să vă faceți un pierc, trebuie să știți asta, adică cum să le dezinfectați. Și o să vă arăt cum îmi arată. Haideți! Vreau să spun că mereu trebuie să stau cu pantalonii deschiși la nasture, pentru că mă deranjează foarte tare, trebuie să port și haine largi și cam așa mi arată pirsul. Vreau să spun că majoritatea, 80% dintre piercinguri se infectează, pentru că e o zonă mai sensibilă, unde transpiri, unde, nu știu, așa mi-a explicat băiatul. Vreau să vă spun că aici am o trusă de medicamente de prim ajutor, ca să spun așa. Eu ce am nevoie pentru a dezinfecta pirsul sunt bețișoare, apă oxigenată, Betadine, pansamente sterilizate, ce mai îmi trebuie, și dischete de bumbac, dar nu sunt foarte bune, astea îmi pun doar ca să nu mă ud pe lângă. Ce mai am nevoie? Apa aia. Aici am aceste ser fiziologic. Așa. Am nevoie și de astea. Cam așa arată. Astea sunt foarte bune pentru dezinfectat, pentru curățat. Iau unul. Așa e, când nu știți vorba aia, când nu ai de lucru, îți faci. Aha. Nu mă mai certa, iubi, că mereu m-ai certat. Toată cursa, vreau să spun că toată cursa m-a certat. Ți-am spus să nu-ți faci. Da, dar vara când îmi pun costum de baie, mă duc la plajă. Eu nu te-am zis că nu-și faci. Eu te-am zis că, dracu, când nu are nimic de făcut, omoare muște cu coda. Iubi, lasă-mă. E destul că mă doare. Am niște dureri îngrozitoare. Hai să o punem aici. Și am dezinfectant de mâini. Îmi dezinfectez foarte bine mâinile și eu și iubi. Normal. Că trebuie să ne apucăm. Și să trecem la treabă. Mă doare foarte rău, foarte rău. Nu pot să mă ating nici cu bețișorul. Dar trebuie să suport.
Iubi, ești pregătită? Da. Încă îmi doare. L-am foarte roșu. Hai, să ne apucăm de treabă. Iubi, ești pregătit? Da. Dai făcut cursul de prim ajutor? E, cum nu? Asta e burtica mea. Desinfectăm un pic. Cu spirit? Nu e spirit, Iubi. Nu e spirit? Nu. Ce-i? Un desinfectant. Primul, să-l pun un pic de... E ser fiziologic, nu? Aha. Ce noroc am eu cu Iubi. Da, da. Păi cum nu? Cam am burtit că trebuie să mai dau jos. Da, păi... Adică să merg la sală, să... Am... De da jos am dat, dar să o, se facă mai am câtva tare. Am nu mai tot. Câteva săptămâni nu mai pot să merg la sală, să fac efort. Încet, iubi. Scuze. Vedeți cât e de umflat și roșu? Și parcă astăzi îmi arată puțin mai bine. Ieri, ieri l-am avut cam foarte rău arăta, roșu și aveam niște dureri insuportabile. Ce cauți? Șapun. Am uitat, trebuie să-i dăm și cu săpun neutru. Neutru. Adică fără niciun miros, nu? Nu știu, e neutru, e nu are numai șapun. Trebuie spălat bine cu săpun. Au, iubi, încet. Scuze. Perdon, iubi. Dar cum ai zis, trebuie spala bine. Cât de rău arată. Da, încet, încet, parcă arată mai bine. Curățăm bine cu săpun. Ce ai zis, iubi, că trebuie să-l da, mișc? Da, mișcă-l un pic. Să sperăm să... Așa, perfect. Ai.
Scuze, iubi. Mă doare. Tu știi că eu nu vreau să te fac rău. Gata. Pot lăsa? Și am un Imber. Așa. Au. Au, ai... Gata. Mă doare mai tare. Gata. Am o trebuie să le spagam bine. Cu zero. Acum curățăm bine de săpunele, să nu mai rămână nimic. A început să se ne descarce. Suntem în rampă, apropo. Au, iubi, încet. Scuze. A început și să ne descarce, între timp ce suntem în rampă. Facem și acest vlog cu procesul de curățare și dezinfectare. Acum ce faci, iubi? Se pune un pic de apă, de apă oxigenată. Să le desinfectăm bine. Uite cum fierbe. Aha, ce tare. Când fierbe, așa e dezinfectat, nu? Trebuie, adică nu. E infectat. Da. Dacă scot așa, dacă fierbe așa, e infectat. Lăsăm așa un pic. Îl lăsăm puțin așa. Trebuie să-l și ridic să intre, nu? Mhm. Fierbe, nu? Mhm. Fierbe tare. Tremură și mâna de durere. Acum trebuie lăsat un pic așa cu apa oxigenată, să intre bine acolo în amândouă găurile. După ce l-am curățat bine cu apă oxigenată, acum punem iar ser fiziologic. Așa. Iubi a pus clima în camion pentru că nu mai poate de cald. Iubi, da. Mi-ai curățat bine de ser, nu? Da. Și acum? L-am uscat și acum trebuie să-ți dau cu betadine. Povidona iodată. Asta ar fi betadine. Bine. Unde mi-a fugit discheta? Punem așa un pic, să lăsăm să tragă un pic pielea. Așa mai multe. Să intre bine în... Da. Amândouă găurile de la piercing. Da, ar trebui mișcat un pic cu un betiț ușor din astea. Dore? Un pic. Așa un pic. Așa un pic. Se lasam? Se tragă bine? Și cine m-a fi pus pe mine să-mi fac piercing buric? Cine m-a pus, iubi? Eu știu pe unul. Dar nu vreau să-l pominesc nume. Nu, pentru că vine la noi. Da. Hai că filmez așa că... Așa, normal nu am burtă, dar când filmez așa dintr-o parte, parcă am, dar așa nu... Toată lumea are burtă. Un pic de burtă, da. Toată lumea are burtă, că dacă nu, unde merge mâncare? Mai ales că sunt șoferiță. Undeva abii trebuie să se... Șofer fără burtă e ca și Mercedes, fără emblemă. Nu mai pot. Noi suntem în parcare în Suedia.
Suntem mult. În rampa, nu în parcare. Suntem în rampă, de fapt, și asta e parcarea, am vrut să spun, parcarea de la Dagab. Și eu aici, cu treburile mele. Ăsta e ultimul ce-i punem, nu? Da, ăsta e ultimul pas. Și gata, acesta este ultimul pas. Revin să vă arăt cum îmi arată când mă ridic în picioare. Și cam așa îmi arată după ce e curățat. Da, arată mult mai bine că arată... când am pornit de acasă. Exact, când am pornit de acasă am suferit enorm cu acest pierz, dar sper să... Într-o săptămână, a spus băiatul, cam așa îmi trece și infecția, nu? Da, cam într-o săptămână. Într-o săptămână, cam atât durează procesul. Acesta e finalul vlogului. Sper că v-am fost de folos pentru persoanele care doriți să vă faceți piercing și nu e cazul să vă speriați. Nu la toată lumea li se întâmplă așa ceva să îi se infecteze, 80% dintre cazuri da. Am fost și eu ghinionistă, ca să spun așa. Sora mea, de exemplu, ea este foarte bine, nu a avut niciun fel de complicații. Dar o să-mi treacă și mie, pentru că din ce în ce îmi arată tot mai bine. Ce ați văzut voi în acest vlog e, pot să spun că arată super bine. Ieri și alaltă ieri am fost fatal, mi-era umflat foarte tare, roșu, iritat, dezastru. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, subscribe și lăsați-mi în comentarii dacă și vouă vi s-a întâmplat asta. Vă pup!